Astăzi sunt Xena, dar să știți că am pentru voi și informații noi despre zodii. Având în vedere că începem o nouă săptămână, ne așteaptă și lună plină, așa că Mădălina Manole a venit alături de noi și discutăm astăzi despre fiecare zodie în parte și despre previziunile astrale pentru ziua în curs. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Bine, bine ai revenit la noi. Hai să vedem ce se întâmplă cu fiecare zodie în parte. Se anunță o zi favorabilă comunicării și negocierilor și cum altfel, dat fiindcă Mercur se reîntoarce în zodia Gemeni. A venit momentul să lămurim neînțelegerile și confuziile ultimei perioade. Berbec, astăzi vorbește despre frământările tale. Este o zi excelentă să scapi de toate confuziile acumulate în ultimele săptămâni. Comunicarea ți este un atu puternic și te faci plăcut în dialog. Taur, nu te teme să deschizi subiecte pe teme legate de bani. Îți pot veni idei despre cum să-ți crești veniturile și poți găsi soluții de administrare a bugetului, astfel încât să ieși pe plus. Gemeni, s-ar putea ca astăzi să vorbești mai mult decât de obicei, ba chiar să iei niște decizii importante în plan personal. Este o zi perfectă să clarifici neînțelegeri cu persoanele apropiate din viața ta. Rac, poți avea niște revelații neașteptate legate de situații cu care te-ai confruntat în ultimul timp. Ascultă cu încredere intuiția și fii atent la coincidențe și sincronicități. Universul s-ar putea să-ți vorbească pe căi nebănuite. Leu, o întâlnire cu prietenii îți va anima ziua. Dacă ai fost supărat sau dezamăgit de cineva din anturaj, astăzi te poți împăca cu persoana respectivă. Pentru asta însă va trebui ca tu să deschizi discuția, chiar dacă îți va veni greu. Fecioară, încep să vezi mai clar o situație profesională și asta te poate ajuta să iei niște decizii importante în carieră. Fă-ți un plan de discuție cu superiorii și stabilește-ți o listă de priorități pentru perioada următoare. Balanță. Îți trec prin minte multe idei și ți se luminează orizonturile. Încep să ai o perspectivă mult mai optimistă asupra unor situații care ți-au dat bătăi de cap în ultimul timp. Poți afla informații prețioase, așa că ciulește bine urechile la ce se vorbește în jurul tău. Scorpion, se întrevă discuții în cuplu destul de inconfortabile. Cel mai probabil partenerul va vrea să abordeze subiecte legate de buget și cheltuieli sau legate de viața intimă. Nu prea vei avea încotro și va trebui să le faci față. Săgetător, este o zi foarte bună să stai de vorbă cu persoana iubită și să clarificați toate neînțelegerile din ultimul timp. Așezați-vă la masa negocierilor. Nu este exclus ca acum să luați niște decizii importante despre viața în doi. Capricorn, te frământă niște situații profesionale și aproape că uiți că este zi liberă. Încearcă să te relaxezi mai mult. Fă-ți o listă cu ce trebuie să schimbi în rutina zilnică pentru a-ți îmbunătăți starea de spirit, chiar și sănătatea. Vărsător, parcă începi să scapi de niște îndoieli sentimentale. Este o zi ideală să vorbești despre ceea ce simți și să-ți exprimi afecțiunea printr-o declarație de dragoste. Dacă ești singur, poți cunoaște o persoană care să te atragă. Pești, te bucuri de o comunicare mai bună cu familia. Fii mai tolerant cu cei mai în vârstă și vei vedea că și ei te vor înțelege mai mult. Puteți ajunge la niște viziuni comune și puteți depăși neînțelegerile din ultimul timp. Uite că și astăzi sunt de partea noastră astrele. Mulțumim din suflet pentru toate previziunile, Mădălina Manole. Ne întoarcem acum la colegii noștri. Ce zis mama noastră că e Xena? Da, Xena, prințesa războinică? Uite-te la mine, n-ai văzut păi ce frizura? Păi și unde ți-e bumerangul ăla de la arunca Xena și făcea mereu... L-am trimis către tine! Ah, m-ai lovit, Amazonul! Am orbit! Eu caut aici și nu găsesc, mă, frate, mă! Ce caut să ești tine? Atent, știi ce caut? Caut... Gata, mă, e geamă! E geamă, nu? Da, gata! Xena? Bine, ce nebun sunt și eu, dacă astăzi în câți te mai... 13. Azi e ziua domnului președinte Iohannis. Bravo, mă, exact. Nu cred, asta, asta căuta. Astăzi este ziua domnului președinte Klaus Iohannis. La mulți ani să fie sănătos și ani. Tot ce își dorește să îi se îndeplinească. Împlinește astăzi 63 de ani, domnul președinte, 63 de ani la mulți ani. Și 6 case. Căsătorit din anul Revoluției, da. 1989, cu Carmen Iohannis, ceea profesoară de limba engleză, nu? Profesoară de engleză, cred. Limba engleză, da. La un prestigios liceu din Sibiu. Da. Happy birthday to you. Deci este geamăn. Eu căutam zodia, știu, pricepându-mă bine. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Dar mă, dacă eu cântam lui